Bună ziua, stimați invitați, stimați colegi, stimate colege, dragi elevi, ne bucurăm că astăzi avem din nou ocazia de a desfășura activitatea din cadrul proiectului Datini și Tradiții Românești, având ca temă tradiții pascale în familie, e vorba de familia CEVM și ne face o deosebită plăcere să avem alături reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Gorj, doamna inspector general, mulțumim frumos pentru participare, de asemenea reprezentanții ai instituțiilor partenere, domnii de la Direcția pentru Cultură Județeană și de la domnul prefect, ne bucurăm că ați venit la noi și aș vrea în primul rând să felicit copiii care s-au implicat în realizarea acestei activități, copii care au fost îndrumați de doamna profesor, cum îi spunem noi, șef, Narcisa Călugăru, pentru fără de care aceste produse și această activitate nu ar fi putut avea loc. Sperăm că tradițiile sunt cele care vor fi duse mai departe de tinerii noștri elevi, pentru că acestea reprezintă liantul între trecut, prezent și viitor. Iar fără tradiții ne pierdem identitatea ca națiune. Vă mulțumesc frumos și vă doresc să vă bucurați din plin de toate aceste produse pregătite de elevii noștri și în același timp vreau să-i mai felicit încă o dată și sunt mândră că ei duc mai departe aceste tradiții fără de care poporul nostru român nu ar exista. Mulțumesc frumos! Mulțumesc colegii mele, doamne profesor Raluca Ștefănescu, și înainte de a da cuvântul reprezentanții invitațiilor noștri de seamă, vreau să vă spun că tot ce vedeți în fața noastră este opera, dacă îmi permiteți, acestor copii minunați de la învățământul profesional. De fapt, este și o promovare a tot ce înseamnă că se apropie, într-adevăr, cu pași repezi, tot ce înseamnă admiterea pentru învățământul profesional și ei sunt dovada vie că, într-adevăr, la Colegiul Economic Virgil Magiaru se muncește și, într-adevăr, nu numai că se muncește, dar avem și rezultate pe măsură. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, da? Și dau cuvântul doamnei inspector și școlar general, doamna profesor Elena Dana Constantinescu. Vă mulțumesc, bună ziua! Vreau să felicit în primul rând acești copii pentru modul în care învață să păstreze tradițiile vii și să ni le etaleze atât de frumos. Vreau să o felicit pe doamna profesor șef, doamna Narcisa Călugăru, pentru neobositul efort pe care îl arată de fiecare dată. Este al doilea an când eu personal sunt prezentă aici. Mă bucur foarte mult că și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul profesor Nichifor Gheorghe, este prezent, domnul prefect, domnul Marcel Iacobescu și colegile doamnele profesoare, atât cât și domnul director Badea al Colegiului Economic Virgil Magiaru. Mă bucur să văd aceste bucate frumos așezate pe masă, dar nu știu dacă țuica e făcută de copii. Nu cred. Copii, vă felicit. Mă bucur pentru voi că ați ales această specialitate. Este ceva fără de care noi nu putem funcționa în viitor. Vă felicit și vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Mulțumim frumos, doamna inspector școlar general, și acum câteva cuvinte domnul reprezentant al guvernului în teritoriu, domnul prefect Marcel Petrică Iacobescu. Da, mulțumesc, domnul director. Ca de fiecare dată onorăm invitațiile pe care ni le faceți. Este deja tradiție la dumneavoastră această activitate. Mă gândeam că munca elevilor pe care doamna profesor șef, așa cum i-ați spus, i-a coordonat, e foarte gustoasă. Rămâne să vedem cât de bune sunt bucatele, mai puțin cu țuica, doamna inspector șef, dar chiar, pentru că odată nu e făcută, sigur, mă sigur, nu este făcută de ei, iar în al doilea rând,
nu se cade acum, la momentul acesta. Bun, deci această activitate, așa cum ziceam mai devreme, a devenit o tradiție, iar domnul director ne-a obișnuit cu astfel de activități în preajma tuturor sărbătorilor de Crăciun, a sărbătorilor pascale. Nu-i doresc decât să continue această tradiție frumoasă și să învețe copiii că fără tradiții nu ne putem duce identitatea mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Și acum permiteți să-i dau cuvântul colegului și domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor. Bine ați venit, excelență! Mulțumesc foarte mult! Suntem aici, după câte se vede, și printre prieteni și printre bunătăți. Așa că ne rămâne nouă, celor care facem parte, să zicem așa, dintr-un juriu ad hoc, să dăm și niște note, pentru că suntem și profesori. S-au rostit aici niște cuvinte pe care le-aș numi cheie, anume tradiții, identitate, continuitate. Într-adevăr, cred că sunt elementele pe care noi trebuie să mergem tot timpul de aici înainte, chiar dacă suntem într-o structură din aceasta colectivă cum este Uniunea Europeană. Până la urmă, în Uniunea Europeană, aceasta este și definiția ei, sunt state independente și independența înseamnă, înainte de toate, identitate. Ori identitatea pornește de la bază, pornește de jos, de la cele care ne sunt necesare în tot timpul și imediat nouă, celor care locuim în spațiu. Iar faptul că elevii de la Colegiul Virgil Maggiaru, distinșii lor profesori, fac ca aceste tradiții să fie continuate an de an, fie și numai prin acest exemplu al bucatelor și al modului cum ele sunt prezentate, înseamnă un pas uriaș în menținerea identității noastre naționale. Vă felicit și eu din partea Consiliului Județean, vă doresc mult succes în continuare, doamna profesoară, doamnelor profesoare, domnilor directori, să-i dăm înainte tot așa. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, domnule profesor! Colegii mei, dacă doresc să-mi spună câteva cuvinte, nu? Domnul Dobrescu, nu? Da. Dacă nu, vă mulțumim încă o dată, stimați invitați, să știți că sunteți ca acasă aici, sunteți, faceți parte din marea familie a Colegiului Economic Virgil Maggiaru și tot timpul sunteți bineți veniți. Ușa noastră este deschisă tot timpul. Încă o dată vă mulțumim și vă doresc să gustăm, da, din aceste minunate... Să începem cu primirea cu ouălă, da. Mă, nu-l mănânc pe ăsta, orice ar fi, de ce frumos este. Nu, nu-l mănânc. Nu-l sparg. Nici nu-l sparg. Dacă azi unul galben, eu unul roșu. Uite ce frumos. Uite ce frumos. Nu. Pe bune. Păi luați unul, nu, nu, nu. Altul copsit, da, așa. Da, da, da. Dați unul roșu, că așa e tradiția. Domnule prefectul, începe. Sunt făcute voi de ceapă. Ai scos ambele. Da. Ecologice. Da, lateral. Nu tare. Nu cu milă. No mercy. Nu l-am dat, gata. Adică l-ai pregătit, l-ai ciocănit la genul. Hai să vedem. Ciocnește. Păi cine ciocănește? Mai e Hristos a înviat. Deci ăștia, ăla sunt mai care. Hai, care ești, Capiana? Eu. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Na. Eu? Hristos a înviat. Pas 4. La Luca e cea mai tare. Cine mai îndrăznește cu mine? Cine mai îndrăznește cu mine? Ralu, nimeni. Nu mai e nimeni, nu eu. Campion. Lăsați-mă pe mine. Hai bă, să-l mâncăm. Adevărat am viat. Uite-ți proaspete. Deci tot eu, nu? Cu dumneavoastră. Hristos a înviat. Adevărat am viat. Mă numesc Beneguia Andreea Mirabela, sunt în clasa 11-a. Câți ani ai? 17 ani. Și cât v-a luat să pregătiți toate aceste mâncăruri? 3 zile. Și ce anume ați pregătit? Sarmale, cozonac, pască, salată de beof, ouă. V-ați priceput la toate?
Dar ție ce-ți place mai mult să prepari, să pregătești dintre toate? Sarmalele și salata de beof. Câți dintre colegii tăi participă astăzi la acțiune? Câți ei sunteți în total? Jumătate de clasă, nu știu, 17-18. A, toți sunt colegii tăi? Da. Și ce te-a motivat pe tine? De ce ai ales să participi la, la această acțiune de astăzi? Pentru că este tradiția noastră și ne bucurăm tot timpul când avem sărbătorii de genul. Ce pregătești aici? Sarmale și cu... Și încălzești ce e acolo? Ce mâncare e? Că nu-mi dau seama. Ceva cu verdețuri, nu? Da, din câte văd. Da. Spanac. Cu spanac. Da. Tu aici ești responsabil cu, cu sarmalele la, la foc, nu? Și cu... Spanacul, da. Spanac. Cu ce ai contribuit tu la prepararea mâncărurilor de azi? Am preparat împreună cu colegii mei și cu doamna dirigintă sarmalele, pasca, cozonaci, spanacul. Am ajutat prin muncă fizică și efort. Îți place să gătești? Da. Și asta să înțeleg că va fi meseria ta de viitor? De bucătar? Nu, de ospătar. De ospătar? Da. Cât timp ți-a luat și ce a fost mai greu de pregătit? Cel mai greu de pregătit a fost sarmalele, că a durat timp până am preparat compoziția, am învelit și fierbele lor. Da, presupun că m-ai întrebat pe mama ta sau familia, nu? Cum se pregătesc, nu? Da, am avut ca ajutor și pe mama mea prin cunoștințele care mi le-a spus, plus mama noastră a doua, doamna dirigintă. Și cum a fost când ai început să le pregătești? Când ai intrat așa în acțiune? A fost greu pentru tine? A fost un pic. Că n-am mai gătit niciodată, dar am avut-o pe doamna dirigintă, un profesor foarte bun care ne-a explicat și ne-a învățat tot ce era de învățat. Cât de important este pentru elevii colegiului Virgil Magiaru să păstreze această tradiție, acest obicei cu masa tradițională de Paște? În primul rând, bine ați revenit la Colegiul Economic, Hristos a înviat. Nu numai că este importantă, dar face parte de tot ce înseamnă identitatea națională. Iar noi, cred că marcăm în fiecare, nu există sărbătoare, din vechi că se numește Nașterea Domnului sau Sfintele Sărbători Pascale, în care copiii mei de la învățământul profesional să nu marcheze acest moment important. Tradiție, astăzi, mâine și în viitor. Este cum nu se poate mai frumos, pentru că avem în spate o vreme superbă și, într-adevăr, această zi ne marchează profund, din toate punctele de vedere, emoțional, sentimental, pur și simplu suntem o mare familie aici la Colegiul Economic Virgil Magiaru. În incinta liceului este și un laborator de alimentație publică, aici unde presupun că au pregătit copiii, elevii, aceste bucate. Ați dotat cum trebuie acest laborator pentru a putea să aibă toate condițiile necesare? Cu siguranță. Totul este, aveți în spate dumneavoastră laborator de alimentație publică, prin care copiii noștri timp de 2 zile, deci au lucrat sârguincios la tot ce înseamnă bucate care le vedeți dumneavoastră pe Sfânta Masă. Totul este ieșit din mâna lor. Deci absolut. Sarmaua, răcitura specifică zonei Olteniei, ouăle roșii și tot. Turta, mălaiul specific, inclusiv cozonacul cu nucă. Totul, vreau să vă spun și să vă reamintesc că totul este făcut de acești copii minunați de la învățământul profesional. Este și o carte de vizită pentru noi, pentru că tot se apropie admiterea la învățământul profesional și cred că putem, într-adevăr, pentru cei care vor veni, vor fi alături de noi, cei absolvenți de clasa 8-a, să arătăm, într-adevăr, că aici, la Colegiul Economic Virgil Magiaru, se muncește frumos și bine.
cât de mult îi va ajuta pe acești copii elevi ca mai târziu să profeseze în ceea ce își doresc. Enorm, pentru că aici vorbeam de învățământul profesional, da? Deci este un melaj, pentru că pe lângă partea teoretică iau și partea de practică, da? În care într-adevăr învață absolut tot ce înseamnă noutate, adică pun în practică elemente de teorie pe care le au, pe care le fac la clasă, iar pe de altă parte vreau să vă spun că ei vor deveni voluntari pe timp de vară și vor într-adevăr vor profesa ce cunoștință, pe baza cunoștințelor pe care și l-au însușit de-a timpul unui an de studiu. Este cum nu se poate mai frumos și mai bine pentru un copil de, nu știu, de vârstă fragedă, să zicem, 16-17 ani, într-adevăr, să se lovească cu o meserie care este și frumoasă și, într-adevăr, și oferă și anumite beneficii. Un motiv și motive întemeiate pentru ca viitorii liceni să aleagă Colegiul Economic Virgil Magiaru. Sunt fer convins și fac și un apel la dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră, pentru toți absolvenții de clasa 8-a din tot județul Gorj și din municipiile Târgu Jiu și Motru să vină să le deschidă porțile Colegiului Economic Virgil Magiaru, pentru că aici învață o meserie cu adevărat. Îi așteptăm cu drag și sunt convins că ne vor călca pragul și vor fi alături de noi.